Bună, prieteni! Astăzi o să vă arăt ce am dat de la Pepco. O să începem cu niște șosete lungi, mov, negru și albastru. Următorul, tot cu șosete lungi, așa cu volănașe. Am niște căciuli cu gri și cu inimioare. Sunt adorabile, le ador. Mi-e place asta cu inimioare. Am mai luat și niște colanți cu floricele. Colanți cu model. Nu știu, habar n-am ce model e ăsta, să-mi ziceți. Nu știu ce modele sunt astea, dar le-am cumpărat și eu că îmi plac. Și ăștia îi ador, adică îi iubesc. Cu niște ananas. Dar aici am o cădiță de bebeluș, m-am dorit de foarte, foarte, foarte mult timp. Și a venit set și cu aceste accesorii, să zic așa. Accesoriile sunt un biberon mare, o oliță, o suzetă, o lingură, furculiță, o dintre astea să pui apă, un paharuț, o cană și un castron. Astea sunt accesorii. Și asta nu aveam niciodată. O mașină de spălat. De jucărie, nu e adevărată, să știți. Poate să se învârte, poate să facă lumină și chiar poate să se și facă zgomot. E cum ar fi adevărată, doar că nu se spală. Nu e adevărată, să știți. Am luat-o pentru că am stat aproape în tot magazinul cu ea în mână. Te-ai dorit-o foarte mult, nu? Da. Pentru când că... am văzut-o, am zis, gata, o iau pe asta și cu cădița. Pentru că n-ai mai văzut niciodată o mașină de spălat de jucărie? Acum, pe bune, cine vede o mașină de spălat cu o jucărie și cu o cădiță de jucărie? Pe bune, acum cine a văzut? Să-mi ziceți! Un cal. Este din familia regală. Și ghiciți cum i-am dat numele? Daisy. Daisy? Eu zic că îi se potrivește Daisy. Chiar arată ca Daisy. Sau pot să-i schimb numele în Darcy. Nu știu, astea sunt numele mele. Colecția m-a avea și pe ăsta albul. Doar că nu l-ai găsit în magazin, nu? Eu am întrebat o doamnă dacă mai are. A zis că nu mai are, doar ce este pe raft. Dar sperăm să aducem, că vreau să fac o colecție mare. Știți, când eu văd gen o jucărie, eu zic, gata, eu o vreau pe asta și vreau set. Și am făcut un set de Halloween. Ai găsit bluza asta, nu? Pe care poate să scoate limba și să o pună înăuntru cu... Ai făcut set cu? Pantalonii ăștia. Eu zic că o să fiu doamna Doflac. Pe ăsta nu o să-l folosesc, nu o să dansez, că o să fac chiar și un party de Halloween. Nu o să dansez, că o să transpir, nu o să pot de cald. Cred că o să port așa mai pe afară, mai trebuie pentru poze, să mă duc la vânat dulciuri. Sper că v-a plăcut, am filmat noi, spuneți like, subscribe, share și follow pe Instagram. Pa, pa!